bună! Eu sunt Leili și acesta este un nou episod din vlog, așa că să începem! Aproximativ acum o lună am făcut un lyric prank și am făcut mătușii mele, doar că nu i-am făcut un lyric prank normal, i-am făcut telefonic, adică am sunat-o și am spus versuri din melodii, ceea ce a fost mai greu decât să le scriu. Și mă gândeam, astăzi am văzut că se face foarte, foarte mult alfabet la telefon și am zis de ce să nu încerc și eu. Știu că am spus că o să fac lyric prank partea a doua, adică să-i fac și altcuiva, doar că m-am gândit că ar fi mai frumos să fac alfabet la telefon și vă promit că de data aceasta, dacă strângem 2000 de like-uri la alfabet la telefon, o să mai fac. Vă promit că o să mai fac. Pentru că este mult mai ușor să faci alfabet la telefon decât lyric prank. Deci, da. Hai cu 2000 de like-uri. Nu, asta înseamnă 4000. Hai cu 2000 de like-uri și fac și partea a doua. Sper să răspundă, din câte știu e răcită. Sper că s-a făcut bine. Dar am un motiv pentru care să o sun dacă întreabă. Așa că, da. Ok, deci n-am putut să sun pe Daria. Oricum aveți linkul de la Instagramul ei în descriere. M-am gândit să o sun pe Ionela. Așa că haideți să încercăm. Alo? Alo, bună! Ce faci? Bine, tu? Da, și eu bine. Cine e cu tine? E mama. Ah, am înțeles. De ce? Nu, întrebam. Vii să mai ieși pe mine, nu? Da. Cam pe la 11 plecăm. Ok. Și auzi, am văzut azi pe Flori. Pe cine? Pe Flori. Pe Flori? Da. Și? Făcea bine, da. Făcea bine. Da. Ce mai faci? Bine, stau. Bravo. Mă trebuie să mă îmbrac, dar mi-e bine. Aolo, găinile astea mă enervează. Știi ce nașpa e să stai la curte? Că gen, codăcesc într-una. Da, hai, lasă găinile. Da. Și dacă nu te trezeau, nu era bine. Adevărat. Ionela, te iubesc. Și eu. Jacqueline, ai mai vorbit cu Jacqueline? Da, cu Larisa te-ai împrietenit? Eu da. Cât de cât? Mamia ta ce face? Mâncare. Mâncare? Mâncare bună? Nu știu. Și Nico? Nico ce face? Nicol doarme. Oh, cred că o să doarmă până la 11. Până la 11? Da, de obicei așa doarme sâmbătă și duminica. Rău. Sau bine, nu știu. E bine pentru ea, că ea e la grădiniță. Tatii tău ce face? N-are grijă. A plecat, dar nu știu pe unde e și o trebuie să sun ca să vină. Vii să ne iei, da? Da, da. O știi pe aia mică, Xenia? Cine e? De la școală, de la noi. E una mică, pitică. Sunt mai multe pitici. Da, adevărat. Zi-o, știi? Nu. Nu? Nu. Tu ce faci, Ionela? Îmi scot hainele. Tu, Lari? Eu filmez alfabet la telefon. Te iubesc. Doamne, băi, știam ce să zic, am literele aici în față. Zici și tu, bună, Ionela. Bună! Hai să... Avem literele aici în față și nu mai știam ce să zic!
câteva litere, da, contează. Bine, hai te pup. Bine. Și ne vedem, și da? Eu te pup. Pa! Pa! Ok, a fost super, super tare. M-am distrat super tare. Cred că am ratat așa, nu cred că am scris. Am zis cu K, nici cu Y. Deci, nu știu, la când era aici J, L, M, N, am zis numai nume, pentru că habar nu aveam ce să spun. Deci, e așa greu, deci e așa greu. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să-i dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag EmojiFem. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!